10.000 de euro? Da, ce 1310. 10.000 de euro? Cum o să fie mașina asta 10.000 de euro? Ești nebun? Arată repede, stai să vedem OLX. Dacia 1310. Uite, asta-i. Salutare, dragi uitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Dacă este marți, astăzi reacționăm la mașinile unor personalități. Pentru materialul de astăzi, alături de colegii mei de la Vrum Vrum Vlog, am ales câțiva gameri, ce sunt sigur că mulți dintre voi îi cunoașteți. Important, dacă vă place această serie, loviți cu încredere butonul de like să știm că merge în direcția corectă și dați subscribe pentru a rămâne la curent cu noutățile Vrum Vrum Vlog. Pentru materialul de astăzi, alături de mine este Alin, ce îmi va prezenta gamerii și mașinile lor, iar noi vom trage concluzii dacă li se potrivesc sau nu. Acestea fiind spuse, hai să dăm drumul unui material ce sunt sigur că o să-ți placă. Așadar, primul gamer din această serie, pentru că este prima dată când vorbim despre gamer, pentru că nu i-am prea urmărit, nu-i prea-i cunosc, este... Conacu. Cred că ar fi interesant să-mi arăt prima dată să-l văd pe el, pentru că mi-ar plăcea să văd dacă pot să-i atașez feței o anumită mașină. Conacu. Ok. Dă-mi așa o direcție. Are două uși. E un coupe. Da. Nu e Mercedes. Nu. Nu e BMW. Nu. E Audi. A5? Da. Și acum atragem o concluzie. Este sau nu real ceasul de la mână? Poate să fie și nu se gândește la mașini scumpe. Interesant. Mi se pare o mașină foarte smart. Nu e cabrio. Faină mașina. Ne place. Mergem mai departe cu cel de-al doilea gamer din episodul de astăzi. Bercea. Bercea. Îl știu așa din vedere, m-am întâlnit la un moment dat cu el. L-aș vedea ori în Audi, ori în BMW. Aș fi mers pe BMW mai repede. Adică cel puțin când mă uit așa la el, m-aș fi gândit la BMW. Numai probabil zona asta de gaming s-au focusat mai mult pe Audi, mai multe Audi, nu știu de ce. Dar hai să ne gândim la Bercea, ce mașină ar fi. I s-ar potrivi tare tot un A7. Nu e. Mai mare sau mai mic? Mai mare. A8? Da. Bă, ești nebun? 15. Da, adevărat. Wow! Wow! Ok, e șmecheră rău, big like. Mult peste mașina lui Conacu. Ne place foarte tare Bercea, o alegere inspirată. Important în această serie, îți las link în descriere către e-book-ul Transformă-te în 6 luni, dacă te interesează să vezi cam ce dietă și ce antrenament am folosit eu să ajung în forma de astăzi. Mergem mai departe cu următorul gamer. Hikeman. Nu știu cine este, arată-mi să-l văd. Ok. Nici ăsta nu-i BMW. Băi, tot Audi. Bă, ești nebun la cap! Pentru că, bro, când stai la calculator, te doare spatele și vrei confort. Păi ți-ai Mercedes dacă vrei confort. Audi. Și asta e A5. Bă, ești nebun? Deci este mașina gamerilor în România. Bun, arată-ne-o, hai să vedem. Bă, jantele, cred că sunt Japan Racing. Dar ăsta nu e un A7, are 4 uși, da? Da, e modelul 4 uși. Ok, lăsați-ne voi în comentarii, nu-mi dau seama exact ce mașină e, că văd că e și bara modificată. E interesantă, dar nu cred că e A5. De fapt, pe de altă parte, nici nu prea pot să-mi dau cu părerea. Culoarea mi se pare, din punctul meu de vedere, puțin prea mult. Jantele mi se par de acolo. Per total, e o mașină ce se pare că se potrivește gamerilor români. Hai să mergem mai departe cu următorul gamer. Despre cine vorbim, Aline? Este Jaxi. Jaxi, arată-mi să-l văd. Bă, deci nu poți să-ți dai seama ce mașini conduc. Bă, după echipamentul ăsta, ăsta e BMW, tată. Da. Da, ce model. Dă să-mi mai uit un pic la el, să mă uit un pic la băiat, așa. E un așa, un mediu, un seria 4? Da. Nu cred, nu, nu cred. Bun, asta cred că e cea mai tare plezneală pe care am făcut-o în seria asta până la momentul actual. Seria 4 Gran Coupe. E Gran Coupe. N-aș fi spus generația asta, aș fi spus generație mai veche. Faină mașină. Asta e cea mai faină până la momentul actual, cu toate că grilele alea nu sunt neapărat fan al lor, dar e o mașină interesantă, indiferent cât suntem de hateri, clar e o mașină foarte faină. Important, lăsați în comentarii pentru săptămâna viitoare voi despre cine v-ați dori să vorbim. Lăsați-ne idei, pentru că de fiecare dată noi ne inspirăm din ceea ce ne spuneți voi. Continuăm cu următorul gamer. I hate pink. Ok, urește roz. Ok, și el poartă roz. A, deci asta e șmecheria. Ăsta are față de... Îți dau un indiciu? Nu. Îți trebuie? Nu. Îți trebuie? Nu. Îți trebuie, ascultă-mă. Ok. Mașină franțuzească. Păi da, vezi, mi-ai zis. Direct Renault. Direct Renault. Dar nu te gândeai. Ba da. Ok, și un Megane. Băi, smart alegerea. Uitați-vă ce dotări miștoare, e o cutie manuală. Interesantă mașina. E o mașină gospodărească. Asta poate să spune despre el că e un om calculat. Deci ne place. Ne place, big like. Ți se potrivește foarte tare mașina. Sunt sigur că o să vezi materialul ăsta pentru că băieții 100% mai ales pe TikTok o să-ți dea tag peste tot. O alegere surprinzătoare, Megane Break. Dar în general, să știți că Megane-ul e o mașină interesantă, adică îți oferă mult mai multe decât te aștepta. Deci ne place. Următorul gamer este... TDZ-ul era. TDZ-ul. Nu e Audi, e BMW. Ok. Seria 4 și el? F30.
F30, în seria 3. Ba, nu știu ce să zic între F30 și E90 cu ce mașină aș merge eu. Nu știu de ce, mi se pare că cu F30-ul au forțat un pic designul și în general când forțezi un design, îmbătrânește repede. Nu știu, mi se pare că am îmbătrânit foarte repede cu capota aia tăiată drept, farurile alea legate de grile. Nu știu ce să zic. Lăsați în comentarii, vă place sau nu F30-ul? Chiar sunt curios. Mădălin Adrian. Mădălin Adrian. Nu spune nimic, nu urmăresc, nu știu despre ce e vorba. Ba, aș merge pe BMW. Da, la ce model? Aș merge pe un coupe. Coupe? Nu e coupe. Păi dacă nu e coupe, atunci e în seria 5. Da, dar ce model? E 60? E un seria 5, un motor de 3.0i. Da, frat, e superbă mașina și mi se pare foarte mișto. Cu toate că mi se pare un pic curajos să îmbraci tot farurile și proiectoarele negru, mi se pare că ai probleme cu poliția, sau cel puțin așa aș tinde să cred. Bă, este frumoasă rău. Difuzorul ăla e superb, doar oglinzile nu-mi plac. Jantele-s mișto, oglinzile, n-aș pune niște oglinzi de M când nu e M. Asta e strict părerea mea. Mi se pare că îți dă așa un pic eroare și nu sunt neapărat fan. Dar mașina este impecabilă, arată impresionant și culoarea și combinația și simplitatea pe care a ales-o pe mașina asta mi se pare de apreciat. Următorul gamer este Signer. Păi da, dar vreau să-l văd măcar, arată-mi-l să-l văd. Bă, îmi zice ceva. La ce m-aș duce? În patruși. Ok. Stă pe capotă. Dacă mi-ai zice că stă pe capotă, m-aș duce într-un BMW. Nu. Atunci nu e mașina lui sau cumva. Da, dă-mi niște, o direcție așa. Jante din aliaj. Băi, frate, mi-ai zis 12 detalii care nu mă duc nici într-o direcție. Are un S. S? Audi? Nu. Cum adică are un S? Da, începe cu S. Ah, ok. Skoda, frate! Dar ce Skoda? Octavia. Mai mult n-are, nu e. Sunt sigur că e Octavia. Da, Octavia. Așa după cum văd imaginea asta, nu este nici de Fabia, nu este nici de Superb, este exact mașina perfectă, cu toate că e o mașină prea gospodărească pentru un gamer. Dar dacă nu-ți plac mașinile, da, sunt de acord să-ți iei o Skoda Octavia. Următorul gamer este... Lectură de la A la Z. Pe băiatul ăsta l-am văzut pe YouTube, la un moment dat m-am și întâlnit cu el. În perioada respectivă era mare fan Audi. Dacă nu mă înșel, conducea un volan cu volan pe dreapta? Așa a început canalul lui. Și acum? O mai peste, da. Păi, dacă Bercea are A8 și ei sunt prieteni, trebuie să-mi iau una mai șmecher. Mai șmecher decât A8, e A7. Direct. Și ca să fie mai șmecher, îi pun și un... Da. Culoarea este superbă și îmi place foarte tare. Îmi plac evazările. E arogantă. E faină. Ne place. Big like, lectură de la A la Z. Următorul gamer este... X-Lader. X-Lader, nu știu cine este. Volkswagen? Nu, nu o să ghicești niciodată. Păi, dar n-am de unde să-mi dau seama atunci. Pe fața lui. Are față pentru mașina aia? Ok. Mie Volkswagen îmi zice. Și n-are servo, e veche, are patru uși și în spate stai cap pe casă. Perfect. Mercedes? Zi-mi cât costă. Și acum costă dacă e întreținută. Gen depășește. Frate-mă. 10.000. 10.000 de euro? Da, ce 1310. 10.000 de euro? Una, tu ești pe iarba, ai luat boschezi din ăștia, ai tras pe nas? Întreținută, așa am văzut pe net, 10.000 de euro. Cum o să fie mașina asta 10.000 de euro, ești nebun? Arată repede, stai să vedem OLX. Dacia 1310. Păi frate, mi-au și eu 20 de bucăți. Uite asta-i, 3.000 de euro, băi, cum să zici 10.000 de euro pe mașina aia? Și uite cum arată asta. Următorul gamer este... Zami. Nici pe băiatul ăsta nu știu, dar dă-mi-l să-l văd repede. Nu, n-are față de BMW. Audi? Da, ce model? A4. Deci e un Audi A4 B9. Ok, B9. Și te așteptai să zic Audi A4 B9. Bă, e frumoasă mașina. Place. Timișoara. Salutăm Timișoara de la București! Ne vom vedea în octombrie. Pentru că Sami a fost și ultimul gamer de astăzi. Te invit să-mi lași în comentarii ce mașină îi se potrivește cel mai tare și cui. Și cui se potrivește cel mai puțin. Cui se potrivește cel mai bine? Jaxi, seria 4. Dar mie ca și potrivire așa, ca și față și mașină, mie mi se pare băiatul ăsta. I hate pink. Mi se pare că este avatarul ideal pentru un client Renault. Dacă aș fi marketing manager de la Renault, aș colabora cu el. Și cea mai mică, cea mai proastă potrivire? Următorul. TDR-ul. TDR-ul. Băi, eu nu sunt fan Dacia. Recunosc. Nu sunt neapărat fan Dacia, cu toate că apreciez să le văd pe drum, dar dintre mașinile astea consider că Dacia 1310 nu este cea mai potrivită mașină pentru un gamer. Acestea fiind spuse, vă invit să bușiți butonul de like să știm că mergem în direcția corectă, subscribe dacă sunteți pentru prima dată pe al nostru canal. Nu uitați, în descriere aveți link spre reducere 20% la orice raport card vertical și e-book-ul Transformă-te în 6 luni dacă vrei să mergi la sală și să te antrenezi ca mine. Și până la următorul material, nu uitați, eu am fost Mihai Beldie, Alina a fost în spatele camerei, Patrick a fost acasă, de fapt este acasă, ne ajută să edităm și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult!
mașinile, pa, pa!